Păi dar eu cum am ajuns? Că am muncit pentru tine. Ai muncit pentru mine? Cu ce dracu ai muncit, mă? Că eu n-am cu ce să mă îmbrac și tu zici că am muncit? Păi cine te-a ținut până acum? Cine te-a ținut? Cine m-a ținut până acum? Cu gălețile goale, cu buricul gol să umbli după bărbați, da? Da, cu gălețile goale. Umblu după bărbați. Să fii tu. Eu am destule femei. Dacă vrei și acum. Da? Îți aduc păi femeie în casă, mă. Sunt în răș și mă mărit oricând. A. Da. Ei, și eu mi-aduc aici câte vreau. Să vedem, dar prietenii, de ce îmi spuneam, mă, că toate femeile care le-ai avut, le-ai bătut? Păi, așa, și cu mine? Da. Da? Așa. Păi și cine dracu să stea, mă, cu tine? Dracu să te ia. Dacă nu stai tu, alta. Aha, alta, care alta, care? Alta. Dacă le bați așa, nu o să stea niciuna. Până când o să ții femei? Nu te duci la muncă, că ești tânără, nu? Dar după te duci, nu? Cine se duce, mă, după eu mă duc după tu te duci după care stai, rămâne, norocitule. Aici nu sunt mai, ia-mă, după mine. Ia mâna după mine. Ei, pirai, o, crezi că eu nu pot să dau? Na, dă-te, îndrești, Chiriei, tu să fii tu. Eu acum ce fac? Zici și mie. Uite-te și tu, m-ai murdărit, tu te-ai murdărit. Cu ce mai spăl eu, mă, acum că nu ești în stare? Cu apă? Da, cu apă să te speli tu, mă, m-ai murdărit. După ce că pastele mai am și eu, da, Doamne ajută, și pastele mi le-ai murdărit. Păi mâna și spăl cu săpun de țară, că mai ești la țară. Să mă trântești tu pe jos și să mă bași, mă. Țară. Da. Dar acum colo să spăl cu săpun de casă. Eu nu mai cumpăr, să știi că nu-ți mai cumpăr. Lasă-mă, pot să mă duc eu la muncă. Unde te duci la muncă? O să mă duc și eu să rămâi boschetar aici. Pe centură te duci. Pe centură? Da. Ai băut vin? Da. Vrei să vezi ce-ți fac cu vinul ăla? Vrei să-ți dau să bei? Bei tu! Dă-te vrei să vezi ce-ți fac cu vinul ăla? Vrei să bei? Vrei să bei, nu? Na, mă, be! Be! Ei, toată! Be! Be, mă! Be, mă! Be, mă! Mă, mă, f***e în gură să te f***! Be, mă, băgați ești f***! Când să-ți fac de boschetar ce ești! Stai, fă, fire! F***e în gură să te f***! Deci tu mi-arunci mie cu vinul în ochi, nu? Da, păi ca să te saturi, mă, frumosule! Da, normal, ca să saturi, mă! Ce n-am tu cum, dacă nu pleci acum, eu îți dau bagajul și pleci. Păi plec, mă, că și așa mi-e scârbă să mai locuiesc cu tine, să mai fac o familie cu tine. Cine locuiește fă cu tine? Fă păi cine mai stau cu tine, mă, păcatule? Fă eu? Da. Tu ești, mă, un boschetar, o dracu și te... O treapă. Știi care e chestia? Sunt mai tânără ca tine și te părăsesc? Nu ești, fă. Că nu dau nici doi bani pe tine, ai înțeles? Acum, eu acum mi-aduc 50 de femei. Și plec, mă, și te... Tu? Gata, plec. Gata, că plec. 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 Te în gură să te gura. Du-te, m-a mea, mânca mei, să mănânci. Du-te, te în gură să te... Adrian este ferm convins că motivele geloziei sale sunt bine întemeiate. De ce sunt gelos pe ea? Pleacă de acasă. Când stă acasă, stă murdară. Când pleacă, pleacă gătită. Ce gândești atunci când pleacă o femeie gătită de acasă? Nu? Pleacă. De două, trei ori pe zi. Mă duc după găleată, mă duc după făină, mă duc după mălai. Păi, fată tânără la anii ăștia să ducă ea în așa hal să uite să vie acasă? Nu se poate. Acum pleacă, acum vine. Deci... Acu a plecat sigur, vă promit că ea vine înapoi, deci nu se mai întoarce. Acu, mâine, poimine vine, spun eu. Daniela se întoarce într-adevăr, dar motivul pentru care o face nu are nicio legătură cu Adrian sau cu veridicitatea acuzelor lui. Îmi pare rău că m-am întors, dar m-am întors mai mult pentru copil. Pentru că nu e parte din mine și... Cu toate că n-ar merita să mă întorc, bătăile sunt de necontenit și nu pot rezista, dar copilul pentru mine e ceva mai presus de orice și trebuie să suport ca să merg până la capăt cât s-o putea să rezist. Pentru copilul meu fac orice, deci nu... Toate că pentru el nu mai... Totul s-a răcit, nu mai simt nimic cum era înainte. Lui Adrian îi place să creadă despre el că are un suflet mare. Așa se face că, deși o bate și o terorizează pe Daniela, este foarte milostiv cu oamenii năpăstuiți. Danu! Bă! Pune și mie două pahare. Mă, unde ai fost tu până acum? Eu asta te întreb. Unde ai fost eu tu până acum? Eu spun așa, în felul următor. Îmi pui două pahare ca să beau, am venit cu... Stai mai aici.
îmi dai să mănânc. Ce să mănânci, mă? Păi ce, ai adus ceva ca să mănânci? Păi ce să... Ce mi-ai adus tu? Cine e asta, dar mi l-ai adus tot cap aici? L-am adus ca să-i dau să mănânce. Ce să mănânce, mă? Păi tu n-ai pentru tine și dai la lume să mănânce, mă, nenorocitule. Cum să nu-i dau, fă, că tu nu vezi că e amărât, m-a ajutat ca să muncească. Ce amărât? N-ai venit să bei aici, ai venit pe capul. Unde? Eu am făcut o grămadă de treabă de asta dimineață. Unde-i fost, mă? Ce fă, ce ai muncit? Unde-i fost, mă, nenorocitule, care ești? Uite, îmi dai ca să beau cu prietenul meu. Adu-mi coace, adu-mi coace. Ce să-ți dau să mănânci? Hai. Toată ziua am muncit, gândește-te că... Păi unde-i banii? Scoate banii! Iau la pensie! Când e la pensie? Da. Păi și tu până gândești... atunci ce mănânci? Acum vrei să mănânci? Păi uite, mănânci ce vrei bine. Să mănânci? A, deci până la urmă tot ca mine cade, l-ai adus ca să bezi, nu? Nu! Femeia înțelege cu totul pe dos milostivenia lui Adrian, atâta vreme cât abia au ce pune pe masă pentru ei, pomana nu este altceva decât risipă. Zip și mie, ce ai adus tu la copil astăzi? Tu nu vezi că ești un prost? Mă, ești un idiot, ești un cretin, te duce lumea cu vorba. Ce ai adus la copilul ăsta? A zis omul că îmi dă bani. Ai adus vreun pampers ceva? Măi, a zis că îmi dă. Ce a zis că dă? De ce nu te gândești tu așa? Ce a zis, mă, că îmi dă? Uite, ăsta e un om care trebuie să-l cinstesc. Să-i dau și lui să mănânce. Un om care trebuie să-l cinstești așa. Să-i dau și lui să mănânce. Să mănânce și el. Ce să mănânce? N-am ce să-i dau să mănânce, da? Aul, la bază, nu am ce să-i dau să mă cinstească. Păi cum, îmi dai singură, domnule, că nu vorbesc cu dumneata. Să-mi dai afară. Nu jignești mie prietenii. Deci da? Gândește-te. Ăsta e fratele meu, prietenul meu. Deci ai văzut, mă, cum mă jignește. Domnule, dumneata, ta jignește și afară. Hai, te rog frumos să ieși afară. Tu taci. Ai spus că mă cinstesc, îmi dai un par de vin. Așa da. Niciun sănătate, gata, hai. Lasă aici. Ai nici un metică, stai acolo. Băi, frate, hai, afară, ce afară. Afară. Băi, vină, mă, afară. Băi, fată, băi, lasă-mă, băi, băi, tată, nu te milă de... Hai, bă, mâncați. Bă, n-auzi. Am plecat, bă. Ce, mă, ce, măi, n-auzi? Păi așa să procedează, eu nu mai am niciun cuvânt de spus în casa asta. Băi, fată, tu de ce mi-ai dat mie prietenul afară? Du-te, mă, p***a, mătii, cu prietenul tău. Băi, fată, tu de ce mi-ai dat mie prietenul afară? Leacă, mă, de aici și așa și las, da. Mă, tu dai cu furca mine, mă, nenorocitule. Mă, batule. Mă, n-auzi. Mă, nenorocitule, care ești. Cine-i toată? Cine-i toată? Să fii tu. Nenorocitule care ești, împuțitule, jogosule. Pleacă-mă, du-te, dracului, de aici și așa. Mai vii acasă. Du-te. Tirea o d-a de b***iv, nenorocit. Așa, cu te pleci. Tăi. Doar nenorocit. Eu vreau să beau. Vrei să bei? Da. Îți dai eu ție numai băutură. Vrei să bei? Da. N-am, mă, be. Te-o coace. N-am, mă. N-am, mă, be. N-am, mă, be. N-am, mă, bea, firea al f***ă de nenorocit. N-am, mă, bea. N-am, mă, bea. Firea al f***ă de nenorocit. Tine în gură să te f***. Du-te! F***a, măi, că am f***a moti aici. Extrem de vexat de atitudinea Danielei, Adrian este convins că are alături un suflet negru, nemilos și rău. O femeie ca asta... Nu o să mai vedeți. Cât suflet rău are. Deci o bucată pâine nu dă la un câine, dar la un suflet de om. Deci ea acum cu prietenul meu trebuia să zică, băi, te-a adus bărbatul meu, că el muncește, el îi dă să mănânce. Deci nu-i dau eu, deci pe munca mea, îi dau pe munca lui. Ea nu înțelege. Ce poți să-i faci? Am încercat, am luat-o cu binișorul, cu vorba frumoasă, cu bătaia, cu scandaluri, cu câte și mai câte, dar nici eu nu mai știu. Nici eu nu mai știu. E greu de presupus că Daniela ar putea să vadă adevărul spuselor lui Adrian. Omul ăla l-am dat afară din curte pentru că nu-mi plac astfel de oameni. E un jogos, un bețiv, mi-aduce mie aici fel de oameni, mi-aduce câini, mă umple de purici, de păduichi, de... Dar nici nu mai știu, dar nu e zis să nu fac așa ceva. Mi-aduce fel de fel de oameni, spune că e milă și el, în habar, el mai mult să bea, să se simtă omul bine. Să... Dacă ar fi să aibă milă, cum spune el că e milos,
n-ar mai bate în halul ăsta o femeie să o tărească, să o bată, să o tărească pe jos, să o ia cu picioarele în burtă, să o nenorocește, deci pur și simplu te desfigurează. Ăsta nu e om cu milă, să desfigureze o persoană. N-aș mai vrea să mai văd astfel de oameni în curtea mea, aș prefera să se schimbe, ca să am și eu un tată la copil mult mai bun și, cum spune el, cu suflet. Așadar, o problemă ar fi anturajul lui Adrian. Pe de altă parte, se poate ca și Daniela să mai păcătuiască din când în când, cu vorba. Ce faci, măi, amărâtule? Nici acum ai terminat lemnele alea de spar, mă? De ce ai cuvântul meu dacă nu am spart până acum? Uite-te și tu. Ce-i spart, măi, omule? Mă dau toată mâna de zile. Uite cât am spart. Pune mâna și așa. Ce așa așez, mă, că nu mai văd de treabă în casă și tu îmi spui să așez, mă? Eu te rog foarte mult. Iei și așezi, uite, n-a colea. Mă, frate, cu mă, ca să fii de nenorocit. Mă, pe mă în gură. Ce pune mâna acolo. Ia și așează, haide. Nu așez, mă, nimica, că eu am treabă. Măi, fată, pune mâna și dă mie la mână. Că fac eu, dacă tu nu faci. Păi tot ce ai făcut dacă de azi dimineață. Pune mâna și dă la mână, hai. Nu fac eu, mă, nimica, adun mă, coace. Pune mâna și fă, hai. Mă, tu. Măi, prostule, mă. Bă, firea, nenorocitule, mă. Să fii cu... Puh! De tot e noi. Mă, firea să fii cu mota, am ajuns să mă scuip. Ia, tu, mă? Ia și sparge tu. Na. Mă, hai. Tu nu vezi că habar n-ai așa să sparge, mă, lemnile, nu ești bun de nimic, mă, nenorocitule care. Ia și sparge, na. Ce să sparge, ia și sparge lemnile. Ce să sparg eu, mă? Păi îți dau cu toporul în cap de tăia. Du-te, firea cu mota aia de pat și de nenorocit. Hai. Real de bețivul rea cu care ești. Nu mai spar, fă. Nu mai spar. Spărge-o, tărdrăcii, în două să te spargă. Nu mai spar. Ai băut sticla, nu mai e ce nu să bei, dă. Nu? Am băut ca spart, am muncit. Ai muncit? Am muncit. De altă dimineață pentru astea? Astea le spart azi de dimineață? Da. De azi dimineață? Da. Da. Ce da. Fel de bărbat ești, mă, c***ciosule care ești? Ia fă și sparge. Ce eu să sparg? Fă-ți dau cu toporul în cap. Ah, dai cu toporul în cap? Că te dai un topor? Mota, firea, să fii de o pătul, trec. Te noci, să te tu în casă nu mai e ce căuta, ai înțeles? Da. Mă, tu în casă nu mai e ce căuta, uite aici. Nu, mai bine să dorm cu porcul, că vă treziți amândoi. Dar tu cu mine nu mai e ce discuta. Dar nu mai e ce căuta în casă, ai înțeles? Nu. Clar. Așa, ieși afară. Pleacă de aici și afară din casă. Ce afară din casă ta, mă, ce e casa ta, firea, de nenorocit? Afară, tu mie în casă nu. Ce faci, mă? Deci ce tu mie în casă nu. Nu intri ca... Ce faci, mă? Ce faci, mă? Mă, firea, să fii de nenorocit. Firea, stai că plecă, firea, să fii astăzi. E de nenorocitul, treacu. Firea, fii. Stai că plec, eu băgat, te-ai s***ți în gât, firea, să fii de nenorocit. Așa, îți dau eu ție. Hai că îți dau eu. E în gură, dă știi de ușa. Ieși afară! Tu te-a dreacu de aici așa. Acu! Ce vrei, mă? Mă plecă acu. De aici. Pleacă de aici așa, nenorocitule care ești. Nu. Mă duc și eu topor, te dau afară. Mă pleacă de aici așa, mă pleacă de aici. Hai, scrie-i toală. Hai. Cu porcul ăla, real, nenorocit. Stai așa. Scrie-i toală, să fii tu, stai așa. Aola, tu iei toporul, ce vrei să faci? Să spargi iamurile sau cum? Da. E în gură să te pleacă! Ieși, afară! Nu ies, mă, deloc afară! Afară! Afară. Du-te și sparge lemnile! Ieși, că nu vreau ca să-mi spargi geamul la casa mea! Pleacă, mă, de aici și la mota și la tactul, la chitila cu tine! Și tu să te duci la mota, că cu ea o să rămâi! Nu meriți, fie să fii tu! Munca mea, uite ea! Uite bătăile în palmă! Munca ta, păi nici nu se cunoaște, bă, bețiv! Bă, dracu! Du-te, viral, cu de boschetarul, dracu, care ești, nu mai vin casă! Deși, la o adică, Adrian o domină fizic pe Daniela, este clar că, verbal, bărbatul este în inferioritate. Eu cu gura pe mine și gura mare și mă măscărește și mă înjură. Toată munca mea care o fac eu, deci și mâncare, și lemne, și porc, și toate astea, și animalele îngrijite, dar nu vrea să vadă. Ea numai firia, ești prost, că s-a mai cu măta, că nu știu ce. Dar poate că Daniela are motive întemeiate să fie rea de gură. M-am dus peste el pentru că nu mai suportam de două săptămâni de zile să ține la lemnele alea și nu e în stare de nimic. Nu e în stare să le spargă, sunt și puține, nici nu ne ajunge, trebuia sparte până acum. Nu știu, m-am dus, într-adevăr sunt cicălitoare, dar nici chiar așa două săptămâni de zile să stai la 3-4 puturuci. Deci ăsta e un om de nimic, nu e stare să spargă 2-3 lemne? Eu la 20 de ani
mă descurc colo-colo și trebuie să-l învăț eu la 20 de ani. Deci eu, 20 de ani, trebuie să-l învăț pe la 32 de ani. Ce să facă? Dar nu, n-ai ce să scoți din el, e puturos, îi place să bea, mai mult bea, mai mult doarme decât să facă treaba care trebuie să o facă el. Și aruncă pe mine că trebuie să fac eu toate treburile care trebuie să le facă el. Concluzia firească a Danielei este că familia lor, fiind în impas, au nevoie de ajutor. În consecință, apelează la consilierul de urgență. Daru, adu cafea încoa. Du-te și fă și mie cafea. Ce să faci, mă? Du-te și fă cafea, pleacă, am spus. Pleacă, mă, nene dracului, măi, de aici așa. Măi, ți-am spus, te duci și îmi faci mie cafea. Pleacă acum. De aici, ți-am spus, te-ai sculat acum și vrei cafea? Măi, cât ai muncit tu de azi de dimineață? Acum, mie, tu te duci și îmi faci cafea. Mă, cât ai muncit tu de azi de dimineață? Păi, fată, nu faci mie cafea. Cât ai muncit tu de azi de dimineață? Cu mine așa, dă-te dracul aici. Mă, dar cât ai muncit tu de azi de dimineață, mă? Du-te și fă cafea. Ce cafea, mă, nu-ți fac nimic. Te duci și iei cafea, n-auzi. Du-te, mă, dă-te dracul de puturosul, dracul care ești. Du-te și fă cafea. Nu-ți fac nicio cafea. Hai. Dă-te dracul de puturosul, care ești. Te îngrosă, te f***, măria, puturosule, nenorocitule, care ești? Du-te acu și pleci. La f***, să fii. Acum pleci. O să plec, mă, că tu ești bătrână, să găsesc altul, mai tânăr, f***, și pe tine. Du-te, dracu, frea, la f***, nenorocit. Pleacă. Să vedem cu ce o să plec. Unul care să mă ajute la toate treburile, adică, care am nevoie. Du-te, pleacă acum, hai. Nenorocitule, hai. Care ești? Pleacă, f***, îngrosirea, f***, să fii cu măta băgăm, ești. Mă, să mai și nu mai dat tu cu preșul mine, ca așa ai dat-o tu de când te-am luat, te-am dat cu mine, du-te, nene, dreptul de aici. Te bătea, ești bândă de treabă, nu ești bun, puturosule. Da. Hai, fă-mi da? Cafea. Mă, du-te, nene, dreptul de bătrânul dreptul. O să-mi găsesc altul mai tânăr ia care să-și să facă treabă cu mine. Hai să-ți găsești acum. O să rămâi boschetar, mă, nenorocitule și împuțitule care ești. Să vedem cu ce pleci. Da, vai, mă. Pleacă, că nu e nimic, alea îți dau foc. O să-mi iau, mă, hainele care le-am. Nu, pale, eu dau foc. Uite, ai să vezi că eu le dau foc. Serios? Acum. Da, da. Și aici mă dau de trițoale care le-am. Te dare da. Să fii tu cu... Tu te, dracule, doamne, nu rog, ce cu să fii tu, stai așa. Stai, fă, că îți dau eu foc. Uite așa. Asta e ale tele. Asta e ale tele, asta e averea ta. Dar la mătă aș da la tactul. Mă, pe ele, mă, stai, că fă. O să-mi găsesc al bărbat să-mi ia altele, mult mai stai, frumoase. Fă, că tu n-ai fost în stare, alea am venit eu cu ele. Da. Dai foc, nu? Da, stai așa că dacă te apropii, bag furca în tine. Dai foc, nu, nenorocitul. Stai așa, firii, tu și mă, pe ele și pe tine, mă. Stai așa. Tot rămân cu două, trei. Da. Așa, stai să iau furca. Real, cu de nenorocit. Real, cu de nenorocit, îmi iars hainele, nu? Da, tot. Să-mi iei altele, real, cu de spurca. Dacă ai bandă unde, putoarea dacă dracului ce dacă te apropii de aici, uite acum îți dau eu foc. Nenorocitule, obsedatule, care da, ești gelos, fie al c***ul de nenorocitul dracu care ești. Ești gelos, nenorocitule, da. Îmi ieși hainele. Bună ziua. Stai așa. Ce? Daniela? Nu. Da? Ce caută? Dana, uitați-mi de hainele, e gelos, doamnă, da. Nu mai știu ce să fac. Da. Cum poți să faci așa bugea, îmi pare bine. Nu, cu mine nu aveți nicio treabă. Ce faci acolo? Iar țoali că zice că plec. Acum să vedem cu ce mai plec. E gelos, doamnă, că se vede mai în vârstă. Și asta e modalitate de a o face să nu mai plece. Da, să nu mai plece. Deci asta este singura ta modalitate de a o face să nu mai plece. Da, cam ce. Tu nu știi să ții o femeie altfel? Păi cum, cu bătaia, cu asta, am bătut-o, am omorât-o. Dar zi de zi bătaia, zi de zi bătaia, din orice motiv, el nu știe frumosul, să explice, să spună ce vrea. N-ai cum să scoți. Nenorocitul ăsta, eu nu am nenorocit un ratat. Dana, ești de acord să-mi povestești mie mai mult așa despre cum s-a ajuns aici? Vai, de capul meu, până acum a dormit. Hai, povestește tu, că la urmă arăt eu ce ai făcut. Până acum a dormit, doamnă, până acum, n-am știut ce să fac mai repede. Copilul n-am vrut să-l schimbe, te schimbă copil de la porc. Păi, el acum a ieșit. Dana, adu cafeaua, Dana, mi-e foame, Dana, mi-e nu știu ce, până acum n-am stat deloc. Spune adevărul, spune adevărul, că bag furca în tine, spune acum adevărul, spune. Mă, nenorocitule, nu-mi mine furcul, ai înțeles? Mă, să fie și cu tactul de... Du-te, vreau, cu să fii de boschet. Așa să te-a învățat să fii puturoasă? Na, mamă, te... Păi și tu ce dracu ai făcut, mă, nenorocitule, ai băut? De cât timp sunteți voi împreună? De 2 ani. 2 ani. Hai să-i arăți soale, jăgurile, vesela, nemurdare. Păi dacă n-am timp, sunt și bărbat, ce vrei să fac, mă, nenorocitule? Păi vină încoace, că te... Vină încoace.
veniți cu a doamnă, dacă ea spune așa, dă-te, ia mâna! Dă-te așa, dă-te drept. Mai, măcar de față cu mine, te rog să nu dai. Vino coace. Veniți cu a, ia uite. Uite aici. Uite, veselă. Păi să pui tu mâna să le spui. Uite, da. Nenorocitule, că faci cu treabă. Uite joc. De femeie și de bărbat. Asta, asta, ce este? Uitați-vă. Da. Uite, da. Ce e? Ce-i cu hainele acelea? Uite, nespălate, uite joc. Păi dacă nu te duci la muncă, uite, să-mi aduci de rost să spăl. Bun, înțeleg că ea, da, tu acuz că nu face, da, nimic în casă. Păi și de-aia o bat. Dar tu ce-ai făcut azi și de dimineață, nenorocitule? Pleacă. Și dacă ai bătut, a făcut până acum? Nu, pleacă. Deci ea, de-aia nu știe. Dar este așa întotdeauna, e gelos. E un om care toate alea din gelozie le face și le spune. Bă, toate alea din gelozie, toate alea din gelozie. Nu pot să mai suport așa ceva. Mai pleci firea cu mătaș. Și tu crezi că nu poate pleca cu hainele care le are pe ea? Păi și pe alea îi dau foc după ea. De casă cine se ocupă de Ana? Eu mă ocup de tot, el până la ora asta e firesc să dorm așa. Până la ora asta un bărbat, un om cu familie, e normal să doarmă spune până acum? Spune adevărat. Păi eu am stat că mă odinesc, am muncit. A, am muncit, ce-ai muncit? Am muncit, am spart la lemne. Uitați lemnele, uitați domnule, veniți în coace să vedeți și porcul ăla. Că eu nu pot, păi, eu sunt femeie, trebuie să stau așa, cu copii. Aminte, uitați cum trei lemne care... Deci care nu e stare de ele. Nu e stare de ele, uitați și dumneavoastră. Ia și sparge. Astea toate lemnele pe care le aveți pentru toată iarna? Da. Cum o să vă ajungă vouă toată iarna? O să facem, o să... Și de două săptămâni să țină și cred că o să mai dureze încă trei. Uite puțin, Dana. Cum v-ați cunoscut voi? Ia spune-mi. M-a corupt el mai mult, mi-a spus că are casă, că are pământ, că are nu știu ce, că are multe. Unde v-ați cunoscut? La București. Eu stăteam cu chirie, el la fel. Te-ai îndrăgostit de el? Da, ne înțelegeam bine când stăteam cu chirie la București, ne înțelegeam bine. Dar de când m-a adus aici totul s-a stricat. Doamnă, ascultați cum vă spun eu, tot adevărul. Deci tot ce spune ea, minte. Ce minte, Adrian? Stai puțin că eu nu înțeleg din ce spui. Că ea făcea, că ea dregea, că... Adi, tu ai văzut-o atunci că e puturoasă și nu face nimic? Am zis că e mică, că e... să învață, să obișnuiește. Ai sperat că ea se schimbă. Da, se schimbă pe parcurs, dar ce să schimbe animalul ăsta? Tu ai ajutat-o să se schimbe, ai învățat-o? Da. Cum? Bătând-o? Da. Păi numai așa a putut să mă învețe, bătându-mă, doamnă, de cel cu vorba deci frumoasă, cu bătaia? Nu! Mici, du-te, dracu, de aici, că îți dau cu lemnul în cap. Te rog, spune adevărul. Lasă-te, rog, lemnul jos. Ce să spun adevărul? Spune tu adevărul. Te-ai supărat adevărul, mă, nenorocitule. Păi de ce te-am bătut? Mă, lucrai și veneai beat acasă și nu mai erai bun de nimic? Când te-am bătut, fă? Vrei să te bat eu acu? Acu te bat, fă, firii, tu a... Gata. Deci acu te bat, firii, cu măta și cu tactul, firii, tu a... Să fii tu cu sufletul tău. Acu te bat, firii, cu măta și cu tactul. Uitați, veniți cu alemne. Uitați lemne, sparte de mine. De două săptămâni. De două săptămâni să vie să spargă și ea un lemn. Astea sunt lemne sparte, mă. Așa se sparge lemnele așa, se sparge mă lemnele așa. Păi ia și sparge tu de lemnele cu aici, mă lemnele tale, de dracu de aici. Nici chiar în prezența consilierului de urgență, Adrian nu-și poate ascunde firea violentă. Doamne, ce a făcut ea azi de dimineață? Ai scuturat un preșcânt, ți-am cerut afară, de ce nu mi-ai dat? De ce nu mi-ai dat? Nu am vrut să-ți dau, că nu merit. N-ai vrut să nu merit. E bine așa? Păi nu e bine așa, doamne. Îți place? Păi nu e bine așa. Stai că o bat eu firaria cu pentru asta o mor. Ține-ți-l acolo, doamnă, că așa merită nenorocitul dracului care e cu ce... Mai măcar bine așa cu mine, nenorocitule, care ești... E bine așa? Îți place? Așa să vezi tu cum e nenorocitule să te iau cu picioare, cum mă luai tu, mă trântai pe jos, nenorocitul dracului care ești. Stai că te omor. Firiei tu a... Te-ai calmat? Da. Te potolești? Da. Te potolești? Da, hai că mă calmez. O lași în pace? Da. Îți arăt cum e altceva, dacă mai aud că ai dat în ea. Bine, atunci nu mai dau în ea. Adrian a primit o lecție care l-a lăsat perplex. Nu se aștepta ca o femeie să aibă replică la pumnii lui. Daniela, pe de altă parte, a trăit o adevărată revelație. Este pentru prima oară când îmi ia cineva apărarea. Nimeni până acum nu mi-a luat apărarea, nimeni. Am fost singură mereu și... N-a avut cine. Dacă ar fi să fie cineva lângă mine, m-ar apăra mai mereu și n-ar mai da în mine și nu m-ar mai răni halul ăsta. Consilierul de urgență a reușit să potolească momentan spiritele. Acum reușește să îi așeze pe cei doi la masa tratativelor.
Ce s-a întâmplat cu tine, Dana? De ce plângeai? Am simțit nevoia să mă descarc și am văzut că cineva m-a apărat. Nimeni nu te-a apărat până acum. Și cum adică? Tu nu te poți duce la părinții tăi să... Nu, deoarece m-am abandonat toată lumea, până și părinții. Și el, în loc să fie mulțumit că eu am renunțat la tot și la toți pentru el, el mă bate... Pur și simplu mă bate mai rău ca... Nu știu, n-am cuvinte. Adriana a așteptat cu sufletul la gură să-i vină și lui rândul să se plângă. Deci, ia tot ce v-a spus... A mințit, spune că și că domnule te-am lăsat, m-am certat cu părinții mei din cauza ta. Nu e adevărat. Păi a agonit-o de acasă, dacă a văzut că nu, că nu-i place munca. Dar ce te-a făcut să pleci de acasă? Deci eu sunt adoptată de sora tatălui meu. Pentru că mama mea a murit când aveam 3 ani. Și ai rămas cu tata? Numai cu tata? Da, am rămas cu tata și ceilalți 4 frați. Mă văd în vedere că eram prea mulți copii. Tata a apelat la sora lui, care nu a avut neavând niciun copil, a spus: ia-o tu, sormen, și ai tu grijă de ea. Dar vă dați seama, nu a fost așa. Și pe tine te-a lăsat? Numai pe tine te-a dat surorii? Da. Te-a despărțit de frații tăi? Poate dacă mă ține lângă el, poate era un altfel, pentru că mătușa mea are un suflet foarte hain. Deci nu știu să mă grească. Ce s-a întâmplat cu mătușa ta? Multă bătaie și acolo. Deci de la vârsta de 3 ani... M-a bătut. Mătușa sau unchiul? Și unul și altul. Și deci am plecat? Fost maltratată de mică și acum când am ajuns să mă mărit tot bătut. Deci când am ajuns să mă mărit tot bătută și tot înjurată și... Bătaia te-a făcut să pleci de lângă mătușa și unchiul tău? Da. Ali, spune-mi și mie, te rog, ce te face să o bați pe Dana? Eu vreau ca să scot, adică să-mi fac o familie cum vreau eu, adică nu eu să vorbesc o vorbă și ea să-mi spune două. Deci dacă îi spun eu o înjurătură, ea să-mi mi le reproșeze înapoi. Și tu-ți imaginezi că dacă o bați, o educi și o faci așa cum vrei tu, așa cum îți dorești tu? Da. Părinții tăi te băteau? Da. Așa te-au educat? Da, păi. Adi... Părinții tăi ce zic acum de felul în care tu te compozi cu Dana? Păi, maica mea e în București, taica mea a murit. Când a murit tatăl tău? Aveam 10 ani. Și ai rămas numai cu mama? Da. Și te-a crescut numai mama? Nu, m-a crescut bunici. Deci, de la 10 ani m-a crescut bunici, la 16 ani am căzut la pușcărie, m-a liberat la 21. Ce prostie ai făcut? Scandaluri. Violență, doamnă. Fapte violență. A avut o grămadă de femei care le-a bătut, le-a maltratat. El îmi povestește. Păi să vezi că am avut-o pe aia din ferentar și că dacă nu făcea ce-i spune, mi-o omoram cu bătaia. Vreau să înțeleg motivul pentru care tu te comporți așa. De ce ești rău? De ce bați? De ce faci rău celor din jur? Păi nu-i fac rău la nimeni. Deci care nu-mi face mie rău în primul rând, mine, care nu... A, deși ne ascultă de tine, merită pedepsit. Da. Să facă cum vrei tu. Da, da, da. Și acolo, cum a fost? Cum să fie? Bine. Te-ai simțit bine acolo? Da. Ți-a plăcut? Da, cum să nu. Aveam de toate și totul se făcea, adică, cum vreau eu. Cei din închisoare făceau cu ce vrei tu? Bineînțeles. Erai un mic șef acolo? Da, bineînțeles. Și cum îi făceai să te asculte? Tot cu bătaia? Păi ziceai cu frumosul. Îi explicai cu frumosul, îi zici la om cu frumosul, îi zici odată, de două, a treia oară... Îi dai. Nu trebuie să-l mai ierți. Am înțeles. Deci dacă nu iese după dreptatea ta, îți faci singur dreptate, corect, eventual cu parul sau cu pumnul. Corect. Este în firea umană de a acuza pe celălalt de ceea ce nu-mi convine mie, de ceea ce mă deranjează. Lipsa de control o dau pe seama celuilalt. El m-a enervat. El n-a făcut cum trebuie. El nu m-a respectat. Ce am auzit eu la voi, amândoi, este că fiecare îl acuză pe celălalt
că face, că nu face și așa mai departe. Eu aș vrea să văd care face și care nu face, care e adevărul. Ce aveți de făcut pe ziua de astăzi? Doamnă, dacă tot vă îndoiți de adevăr. Așa. Eu vă arăt acum. Stați că vă aduc adevărul acum. Așa, hai să vedem. Așa, așa, sunt vase de spălat. Uitați, uitați de ce o bat. Uitați, uitați vas nespălat de o lună de zile. Zați uscat, uitați. Da. Așa ai fost întotdeauna. Și tu cum ai fost întotdeauna? Cum? Cu sticla în mână mereu? Întotdeauna, de când te-am luat. Nu mai vine doamna să fac nimic, când îl văd că stă cu sticla de băutură în mână. N-am ce face cu așa ceva. Păi ce vrei să fac? Să spăl eu vasile? Spune adevărul. Uitați, doamna, ați văzut adevărul? Eu să le fac pe toate? Deci ce să fac? Să-i spăl eu vasile? Sau să spăl eu cana de cafea după ce nu, o bea? Nu, tu decât să bei, nu? Spuneți dumneavoastră. Să bei și deci, să te culci. Să spui adevărul. Fă și rei toată. Spune adevărul. Spune adevărul. Ce adevăr, mă? Păi tu ce faci, mă, nenorocitule, mă? Uitați, dar tu de când ai mai băgat, mă, lemnile alea de două săptămâni, mă, și n-ai făcut ce trebuie să faci, mă? Păi fă treabă, firea, pune mâna că ești fată tânără, pe măta în gură și pe tact o zi. Acum pui mâna și îmi speli vasile. Acum, că vrei acum tu, în față, nu? Ca să vadă și doamna cum speli tu vasile. Păi du-te și scoate apă ca să păi cum să mă duc vasile? Eu să... Păi ai spus că mă ajuți, ai zis că facem împreună, nu? Nu, acum te duci. Acum mie te duci să-mi scoți apă. Ia mă mâna după mine, că scoți tu apă, nu eu. Nu, tu te duci și îmi scoți apă acum. Hai, vrei să te bat? Fă-ți dau cu găleata în cap. Pune mâna aici și scoate apă. Nu scot mai niciun fel de apă, lasă-mă în pace. Ați văzut, doamnă, cum o educ eu, cum i-am zis, că am educat-o cu frumosul fără bătaie? Uite, acum nu vrea să scoată apă și ea spune că am bătut-o într-una. Păi n-ai spus, mă, că mă ajuți? Ai spus că mă ajuți, nu? Măcar găleata aia de apă, scoate-o și tu. Ia fă și te scoate apă. Adrian, crezi că e posibil să te potolești? Să fii mai puțin violent? Doamnă, păi n-am cum, că uitați, mă rog de ea. Adi, ai fost de acord să o ajuți? Da. Cum o ajuți? Cu sfaturi? Cu sfaturi și cu bătaie. Cu bătaia, nu? Și cu bătaia. Dacă nu spală vasile, dacă nu o bat. De față cu noastră. Se pare că Adi a uitat deja lecția învățată mai devreme și caută scandalul cu lumânarea. Acum vino cu afiția ardinței, vino cu ace treci și speli vasile. Hai, ia și spală vasile. Dă-mi cu ace să pun să căzească apă. Nu, așa le speli, cu mâinile reci. Deci mă, lasă-mă pace, că nu spui tu mie cum să-l spăl. Păi dacă nu le-ai spălat până acum cu apă caldă, acum le-ai spălat până acum. Hai mă, ia mâna după mine și lasă-mă. Ia acolo și spală. Și spăl că îți dau cu asta în cap. Hai mă, termină-te odată. Ia mâna după mine. Bagă mâinile în castrona aici. Mâna mâna și-mi pace, ia mâna după mine, că nu m-ai învățat tu să spăl. Îți dau cu farfuria în cap. Acum mie îmi speli. Mă, lasă-mă că trebuie să-mi pun aia să încălzească, nu mai mă împinge și nu am o forță. În gura să te stai și să fii tu, da? Calmează-te. Acum speli. Așa, ți la mine, mă pui să spăl cu mâinile în apă rece? Acum speli. Uitați, doamnă, vedeți că nu vrea să spele? Și tu o convingi. Da. Păi, dacă i-am zis cu frumos, i-am zis, hai, pune mâna și spală. Dacă nu vrea, ce vrei să-i fac? Nu cere bătaie? Spuneți dumneavoastră. Ia cere bătaie. Păi, da, bineînțeles. Și tu te poți controla. Da, bineînțeles, uite. Am zis cu frumos, hai tată, hai să spălăm. Spune-mi și mie, ce se întâmplă când o bați? Când sari? Adică? Când sari la ea? Uite acum, când ai sărit pe ea la gâtul ei acum, de v-am despărțit. Dacă m-a rugat de ea? Nu, ce ai trăit tu? Ce adică s-a întâmplat cum? În momentul ăla? Nu mai m-am controlat. Adică nu mi-am dat seama ce... De ce? Care-i motivul? Pe sistem de nervi. Nu, ce s-a întâmplat, Adi? Ce te-a deranjat? Că n-a făcut cum ai vrut tu? Da. Ce deci trebuie? Tu vrei neapărat să le spele cu apă rece? Da. Ca pedeapsă sau de da, ce? Da. Și dacă deci ea a vrut să le spele, tu te-ai supărat sau ce s-a întâmplat? Da, deci nu mai poți să deci te controlezi. Deci în astfel de momente tu nu mai poți să te controlezi. Da. Când nu iese ca tine, da. Tu nu mai știi ce se întâmplă cu tine? E un nebun, doamnă, își pierde firea adică imediat. Adică eu sunt nebun, nu? Ești nebun, mă, tu ai recunoscut-o, tu mi-ai spus-o. Ați văzut că ea singură cere bătaie. Deci ea cere bătaie. Da. Nu e lipsa ta de control. Nu. Adi, spune-mi și mie, când o vezi că plânge după ce ai bătut-o, cum te simți? De câte ori o bat, îmi pare rău. Nu, nici ea nu-mi dă motiv ca să mă opresc. Deci tot ea e de vină. Tot ea e de vină. Deci tot ea e de vină, tot ea țipă, tot ea face. Am înțeles, Adi. Ea e de vină. Ea e de vină că tu o bați și că tu nu te poți controla. Da. Logica lui Adrian este pur și simplu inexistentă. O privire, o lacrimă,
Uneori ne face să credem că celuilalt îi pare rău și vrem să credem că se va schimba, că va fi așa cum ne dorim. Nu înțelegem că are nevoie de foarte multă forță și foarte multă privire interioară pentru a putea schimba violența și agresivitatea. Adi, tu spuneai că o bați pe Dana pentru că nu face nimic. Da. Nu ești mulțumit de ceea ce face, așa-i? Nu sunt mulțumit, în primul rând, că nu își face nici serviciul ei și nici... Nu, adică nu face nimic în casă. Care-i treaba ei, Adi, serviciul ei? Și muncă interioară și... Ei, și nu fac, tu faci și afară, ceva? Adică și adică ea să spele, ea să facă curat, ea să facă mâncare, ea să facă curat în grădină. Da. Și tu ce ai avea de făcut? Să aduc mâncare, dar aduc și eu când pot să muncesc. Deci totul să muncească ea, deci, e tânără până... și în primul rând ea trebuie să muncească. Că de-aia am muncit până acum și am ținut-o și am făcut de toate. I-am adus de toate în casă. A, deci să înțeleg că tu ai vrut să ai o soție mai tânără ca să muncească ea și tu să stai, că tu ești bătrân, tu ești obosit. Nu, doamnă, dar ea trebuie să muncească. De-aia nu își face nici menajul ei. Adică și tu nu trebuie să muncești. Ea trebuie să muncească, dar tu nu trebuie să muncești. Mai trebuie să muncești și eu. Dar cât tu numai din când în când, așa. Da. Crezi că dacă ea se duce la serviciu, mai e timp ca să mai facă și în casă? Totuși aș face eu dacă aș vede că se duce la serviciu. Îți asumi tu chestia asta? Doamnă, dacă o văd că o trage inima, adică să muncească în dreptate, aș apuca eu să Ce înseamnă să muncească în dreptate? Adică să tragă pentru casă. Uite, facem o înțelegere. Eu mă străduiesc să-i găsesc Danei ceva de muncă, un loc de muncă, unde se ducă să muncească, să plece de acasă. Dar credeți că se duce la muncă? Eu sunt convinsă că se duce. Mă duc. Tu te ocupi de treburile casei? Vă promit. Și de copil? Aveți cuvântul meu că eu mă apuc de toate treburile. Și le și faci? Da. Deci aveți cuvântul meu, bun, da. Hai, Dana. Eu nu mai să văd. Nu prea cred. Plecarea Danei la muncă ar reprezenta o schimbare majoră în viața celor doi. Eu sper așa să fie, dar nu vine a crede. Deci că femeia asta se apucă de muncă. Ea nu e stare pentru ea, dar să scoale ea dimineața să ducă la servici. Asta îi place să ducă pe centură, e panoramă, e tânără, ce pot eu să-i cer? Deci nu pot să-i cer nimic, domne. O să convingă și doamna Anușa că nu muncește, că nu-i place munca. La primărie, vă dați întrebă. Ce unde ai plecat? Ai plecat la muncă, nu? Păi, da, să normal. Vedem dacă o să găsești. Să văd dacă, să vedem dacă o să-ți placă toate munca. Treburile acasă. A, ai plecat la muncă. Să vedem dacă o să-ți placă munca. Să văd ce faci tu când te descurci. Să vedem, doamnă, dacă... Acum să vedem dacă se ține de muncă. Eu sunt curioasă dacă te descurci și tu. Aia, că la aia nu fac probleme că-și găsește de muncă. Mă descurc. Deci totul ce abia este, aștept. Eu mă descurc și întrebările... Abia aștept, Adi, să te văd. Noi mergem să vedem ceva. Dacă se descurcă ea, dar e îmbrăcată așa. Nu te duci îmbrăcată așa. A? Adrian rămâne acasă preluând teoretic sarcinile Danielei. Femeia este convinsă că el nu se va descurca, la fel cum și Adi este convins că soția lui nu va găsi nimic de muncă. Totuși, prezența consilierului de urgență îl face pe Adrian să fie puțin mai circumspect. Bună ziua! Bună ziua, domnule primar, Nicolina Anușa Bugeac, sunt psiholog. Argeșanu, Dana, o domnișoară de la noastră, de aici din sat. Am venit și eu cu o rugăminte la dumneavoastră, dacă e posibil să ne ajutați. Doamna, de fapt, e căsătorită, are o situație destul de grea. În sensul că e căsătorită, are un copil, dar nu prea au bani. Și am venit să vă întreb dacă există posibilitatea unui loc de muncă pentru ea. E un copil muncitor din ce am văzut eu, e harnică, este chiar un om care vrea să muncească. E vreo posibilitate să ne ajutați? Nu există posibilități. Ce pregătire ai? Am 10 clase, mate info și am diplomă de operator calculator. Știu și limba engleză, deci... Te descurci în engleză bine? Așa, dacă n-am mai avut pe unde să mă mai descurc, dar oricum, eu cred că mă descurc. Noi, eu o să caut să ne ocupăm, personal să mă ocup de tine, pe raza comunii, să văd ce putem găsi.
Domnul primar, am încredere în dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru ajutorul și suportul dumneavoastră. Rămâne să mai vorbesc eu cu dumneavoastră, să-mi spuneți și mie ce ați găsit pentru Dana. Deci eu voi face tot posibilul ca să-ți găsesc un loc de muncă. Da, vă mulțumesc. Și spun că îți găsesc. Domnul primar, vă mulțumim mult de tot și am toată încrederea în dumneavoastră și ținem legătura atunci. O ajut. Vă mulțumesc mult de tot. Am ceva așa am aflat, dar... Mulțumesc mult de tot. Nu aveți de ce, doamna. O zi bună și spor la ce aveți de făcut. Dana este încântată de întâlnirea cu primarul. Până acum, toate interviurile pentru un loc de muncă au fost mai puțin productive pentru ea. Unde există bunăvoință, există și șansă și speranță. Uneori este important să ceri și ceea ce ai nevoie ajunge la tine. Cum? Nu are importanță. Important este că îți rezolvi problemele și necesitățile. Dacă n-ar fi fost doamna Nușa, n-aș fi ajuns niciodată față în față cu domnul primar. Când am intrat înăuntru, m-am simțit ca și când aș mai avea o speranță și am simțit că pentru prima dată fac și eu ceva, că contez ca om și că în sfârșit pot să fac ceva, am și eu o putere. În timp ce la primărie se discută viitorul Danei în câmpul muncii, situația de acasă este oarecum diferită. După ce a spălat vasele, mormăind niște înjurături la adresa soției, Adrian se simte neîmplinit cu munca de femeie și decide să construiască o cușcă pentru căței. Mâncare iertată, păi de bosolan. Hai că vă fac eu. Că iertată, și voi ați înghețați, mă, de frig aici? Ia mă că vă fac și vouă casă, ca să nu mai tremurați de frig. Adria cu mama voastră va da mă și ea să mâncați, e puturoasă. Ea nu e stare să muncească, să mănânce ea, dar să vă dea vouă. Ea are suflet de câine, mă. Nici câine, că uite ea, meditei de tine. Cuți! Uite ea. Hai că-ți face tata, îți face cușca, îți face căsuța ta, da? Uite, și la pisică, da? Că iar tata, păi, iată, acum vă fac și voi o cușcă. Păi, nu trebuie să aveți și voi cușcă, că vine iarna. Hai că vă face tăticul vostru acum o căsuță, ca să nu mai stați pe afară. Uite. Mâncă iar tata, păi, de copilaj mici, dacă... N-are cine să vă facă, vă fac eu. Eu trebuie să vă fac. Să vedem. Dacă mama voastră nu e stare să vă dea nici să mâncați, stai că vă fac eu acu cușcă. Oarecum previzibil, sosirea Danei nu aduce și aprobarea pentru proiectul imobiliar al lui Adrian. Ce faci, Adi? Ce faci, domnul, acolo? Ce să fac? Uite, am muncit, uite, am făcut cușcă la căței. Păi cușcă la căi? Păi ăia nu e suflete și... Cum? Păi cușcă la câini faci tu toată ziua și trei vase ai spălat? Am spălat tot ce am găsit jegoas. Măi, nenorocitule, eu mă duc să mă chinui, să muncesc, să fac, să aduc bani în casă și tu trei vase speli și faci cușcă? Ce muncă ai făcut, măi, fată? Ce muncă asta ai făcut? E important să faci tu ce o cușcă pentru javrele alea nenorocite? Uite, fată, ți-am spălat jegurile tale, uite-te și tu, vino cu acest să vezi, uite, am făcut cușcă la cățel. Măi, nebunul, dracu, fiți ar javrele alea de... Păi fie. Cum? Mă, tu nu vezi că ești nebun? Mă, deci dacă tu... Păi toată ziua ai făcut, mă, toată ziua ai făcut cușca aia și ai spălat trei vase? Păi trei vase? Păi am găsit tot ce am găsit. Și nimic altceva? Păi cum altceva nimic? Mă, ce sunt astea? Astea sunt vase? Astea sunt vase? Băi, gata, Adi, mă, nenorocitul, dracu! Fă, tu ai fost la muncă? Da, am fost. Unde ai fost, fă, la muncă? La muncă am fost. Unde? Arată bani. Păi, vrei bani în prima zi? Păi, dracu, fă firea. Păi, să fii tu. Băi, firea, de nenorocită. Ia, arată. Arată firei tu, să fii tu. Firei tu, adu banii cu-a. Acum spune-și-mi, de ce ai bătut-o? Păi, n-ați văzut că tot ea a început? Dați de dimineață dacă muncești, ia tu-mi bani. Te-ai dus îmbrăcată ca o c***ă. Firea cu să fii tu cu măta și cu tactul de nenorocită. Dați de dimineață dacă muncesc. Și totul... Păi, asta e tupeu de c***ă. Deci asta e tupeu de c***ă care te arăt adevărul.
Adrian nici măcar nu realizează cât de deplasată este reacția lui și de aceea persistă. Doamna Anușa, sunteți martoră. Să-mi arate ce a făcut ea de azi de dimineață. Eu am arătat tot ce am făcut. Hai, du-te în casă să vorbesc eu un pic cu Adi. Stai așa. Ochii, nu? Chiriei, lasă-o, doar. Lasă-o în pace, Adi. Păi cum să fiu, doamnă? Tu acum stai de vorbă cu mine. Doamnă. Hai să stăm jos. Veniți cu asta. Uitați. Păi cum te ia ochii? Dumneavoastră o credeți? Deci dumneavoastră o credeți, nu? În mintea lui, cu sinapse rare și ciudate, Adrian consideră că el este victima. Nu mai suport loc, nu mai suport. După ce că mă chinui ca să o duc să găsesc un loc de muncă să ne fie bine, îmi spune că sunt curvă și tu n-am cuvinte să spun ce e sufletul meu acum. Parcă totul s-a rupt pentru el, nu știu. Adi, spune-mi și mie, ce te-a făcut acum să dai așa? Ne-ai dat cu sălbăticie. Doamne, deci eu muncesc de azi de dimineață, de când a plecat ea, ca să-și caute servici. I-am făcut cușcă la cățeică, uite, deocamdată vine iarna. Trebuie să le fac și lor un adăpost acolo, când au venit. Ea nu are suflet, ea are nici suflet de câine. Deci eu am un suflet așa mare care mi-e milă de un animal, decât de un om. Legat de animalele mici, am văzut că unele dintre ele nu au coadă. Ce s-a întâmplat cu ele? A greșit. Nu s-a comportat cum să trebuie să comporteze un animal. Așa și? Și i-am tăiat coadă. Tu i-ai tăiat-o? Da. Păi de ce? Ca să-i pedepsesc, ca să le arăt cum se aplică legea. A, și tu ai suflet? Da. Deci cum care greșește la mine... Trebuie aplic... pedepsit? Da. Fie bătut, fie mutilat cumva. Corect. Dar tu ești un om cu suflet. Da. Adi, te-ai gândit vreodată că felul în care tu interacționezi cu animalele și faptul că strângi toate animalele prin jurul tău e o formă de slăbiciune cumva? Te simți trădat de oameni. Da, da. Și aduci în jurul tău animale, pentru că ei n-au cum să te trădeze. Da, da, da. Deci tu te simți în siguranță și iubit de animal. Da, da, da. Mai asta repede... e motivul pentru care mai repede ai hrăni un animal decât un om. Da. Adi, te-ai gândit vreodată că Dana s-ar putea să plece? Că tu o bați cu sălbăticie, da, Adi. O bat, dar știu pentru ce o bat. Pe dreptatea mea. Adi, indiferent ce ar face celălalt, nimic, absolut nimic pe lumea aceasta nu justifică bătaia. Deci tu ai momente în care nu te controlezi, tu nu mai știi ce-i cu tine momentele alea, din ce te-am văzut eu. Ceva în interiorul tău e atins. Acolo e o bubă. Cam aveți dreptate în tot ce spuneți. Descrie-mi și mie, uite, acum când ai sărit la Dan, ce ai trăit tu, ce ai simțit? Mi se pusese nodul în gât, deja nu mai suportam. Deci când o vezi pe cineva că nu are dreptate. A, deci asta se întâmplă ție când cineva nu are dreptate. Și da. Se pune un nod în gât. Da, da, da. Și după aceea? După aceea nu mai văd nimic. Mm-hmm. Dacă tot continuă. Dacă se calmează atunci pe moment când îi spui da sau chestii de astea sau așa, știi, caut să revin. Și dispare nodul din gât. Da, da. Dar dacă persoana continuă? Continuă mai rău, atunci așa? Gata, deja nu mai văd nimic în fața ochilor. Păi ar fi o modalitate să înveți să te controlezi în momentul în care simți că începe să apară nodul în gât. Fă cumva să te decuplezi, să închizi cumva sunetul, să nu mai auzi ce spune celălalt. Și să simți cum îți intră aerul. Deci să începi să respiri foarte adânc, foarte, foarte adânc. Deci să simți aerul. Și apoi să respiri la fel, deci să golești tot aerul din tine și să respiri așa de câteva ore, Adi. Când apare acel nod în gât, crezi că e posibil? Cred. Tu nu vei mai auzi ce spune celălalt, nu-ți vor mai crește nervii, că tu nu mai auzi. Ești tu cu tine, te întorci tu la tine. Respirând foarte adânc, tensiunea se duce. Îmi promiți că măcar pentru o perioadă de timp, câteva zile, o să te străduiești, o să faci tot ce poți tu. Vă promit. Când îți vin piticii și nodul în gât, să exersezi ce ți-am spus eu? Vă promit. Privirea lui Adrian nu spune că va urma sfaturile consilierului de urgență, măcar pare că le-a înțeles.
Ce mi-a explicat doamna Nușa, am înțeles foarte bine. Deci totul ca să mă calmez pe mine însumi și să nu mai caut să fiu violent, să nu mai ubat, să zic cu vorbă frumoasă, chiar dacă ea caută ca să mă enerveze atunci, în momentul ăla, și eu văd că nu are dreptate, eu caut să mă calmez, să-mi văd altă treabă de-a mea, care trebuie, cum spune doamna Nușa, trebuie făcute. Într-un fel ne securizează. Animalul nu ne poate trăda, nu ne poate lovi, nu ne poate răni. A iubi un om înseamnă să-ți asumi un risc. Riscul de a suferi. Este mult mai comod și mai confortabil să iubești un animal. La fel de confortabil este să spui că ai suflet. Chiar dacă mutilezi un animal, îl educi, faci ceva spre binele lui. Adrian începe să facă primii pași către normalitate. Începe cu lemnele. Ce faci, Adi? Te-ai apucat de treabă? Da, doamnă. Trebuie să mi le fac eu, nu să mi le facă ea. Da. Să apuce și ea de treabă. Asta e treabă de bărbat, din câte da, înțeleg. Da, corect. Eu. E treaba mea care trebuie făcută de mine. Nu... Măi, omule, ce faci tu aici? Spar lemne. Ce-ți da. Place ce mi-ai făcut? Eu cu tine vorbesc. Eu Măi, cu tine vorbesc. Vrei să plec? Mai fată, mă vrei lași să plec? Pace. Cum mă să pleci? E ultima oară când ți-o spun, vrei să plec? Ce ți-am mai făcut? Tu vrei să plec de la tine? Mă, ce ți-am mai făcut eu? Eu nu știu câta oară când îmi faci chestiile astea. Măi, fată, lasă-mă în pace, te rog. Nu mă lua cum e, fată, vrei să te părăsesc? Tu uită-te la mine. Fătașcă, simt că nu mai pot, simt că nu te mai iert. Omule, înțelege-te. Îți dau una de te omor. Dai una de mă omor, nu? Îți dau una în cap și te omor. Tu nu te simți vinovat de ce mi-ai făcut? Dar eu caut să mă calmez după cum m-a învățat doamna Nușa. Măi, deci eu caut te să mă calmez uitându-te în ochii mei. Păi și cum să mă calmez? Și dacă îmi pare rău sau nu? Păi ce mi-ai făcut? Îmi pare rău, da. Îți pare rău, dar cum? Din suflet? Uite, spun că îmi pare rău, nu-ți pare lasă-mă rău, în pace. Nu-ți pare dacă, rău. Dacă tu nu mă lași tu în pace. Nu mi-ai spus nimic decât după taie, mă, să măi, fată, dacă tu nu mă lași în pace, deci du-te și fă-ți treburile tale de femeie, nu căuta să vii în treburile mele de bărbat. Doamna Nușa, nu cred că o să mai stau cu el. Cred că o să plec, nu mai pot, nu mai am ce sentiment. Drag. Nu știu, ură. Și ură și teamă. Nu știu. Din tot sufletul, deci nu mai pot să mai... Nici nu vine să mă uit la el, deci când îl văd că spune și că da, îmi pare rău, dar așa, parcă iar pare rău că ar fi dat într-un câine. Cum ai vrea, doamna, să-ți spună că îi pare rău? Uitându-se în ochii mei așa și să spună de suflet, deci nu, eu îl simt că îmi spune de suflet, nu să zic că pleacă de aici, că da, îmi pare rău și el că acolo e tot o altă față, e mascat, eu nu știu, are Adi, mască. Ai văzut ce are aici, ce ai făcut? Da, doamna. E în fotocul. Nu-l interesează. Îmi pare rău, da. Cum adică îți pare rău? Îmi pare rău că am lovit-o, da. Crezi că poți să-i spui? Dar să-i spui așa, cu toată inima. Îmi pare rău, foarte rău că te-am lovit și am dat în tine. Dar acum colo... Dar uită-te la ea. Îi ascult cuvintele doamna Nușa și... Dar nu trebuie să asculți cuvintele nimănui. Dacă ți-e la mine, trebuie să fii lângă mine și întotdeauna. Și totuși caut ca să nu mai dau în tine. Deci caut totuși ca să nu mai dau în tine. Adi, remnește-te că avem niște visuri împreună. De asta caut... Întotdeauna vreau ca să te am lângă mine. Trebuie copilul să crească în dragoste, nu în bătaie, să aibă șanse de învățat de la noi. Ai înțeles? Îți promit că nu mai dau în tine. Și nu te mai lovesc și totul o să fie ok. Adi, încrederea la noi. Din ce văd eu la tine, tu nu ești un om care iubește. Nu ești un om căruia îi pasă în momentul ăsta. Deci mie deocamdată îmi pasă de ea. Vorbește-i ca unei femei pe care o iubești. Eu n-aud iubirea la tine. Deci, uite, îți promit că nu mai dau în tine. Îl crezi, Dana? Nu sunt sigură că spune adevărul. Nu pot să spun da, sunt sigură sau nu. Nu știu dacă spune din suflet. Parcă tot nu simt că spune din suflet. Daniela nu crede în schimbarea lui Adrian. Poate pentru că această schimbare nu s-a produs încă. Mi-a fost foarte greu. În momentul când... A venit iar în ceartă, iar în scandal, iar în astea care nu puteam să suport chestiile astea, adică vocea ei zbierând la mine și făcând multe care poi fi greșit și eu și poate, dar totuși m-am gândit că
ea e partea feminină și trebuie să-i dau dreptate, după cum mi-a explicat și doamna Anușa, să mă calmez. Ea totuși nu-i vine a crede că m-a schimbat și adică mă schimb pe viitor, în toate faptele care i le-am promis. Deci eu fără ea nu aș putea să trăiesc. În primul rând ne-am obișnuit, mai în ceartă, mai în scandal, dar acum nu mai merge așa. Să ne mai certăm, să ne mai asta. Deci eu totuși caut să-mi țiu familia lângă mine. E ușor să promiți ca să scapi. E ușor să spui vorbe atunci când ești anesteziat. Atunci când sentimentele le-ai blocat. Pentru că există multă durere în spate. Există multă suferință. Adi promite, spune că va face. Dar el nu simte că ar dori să facă așa ceva.